Surprise! Wow! Da. Exact, arată ca la mama acasă. Mica, frumoase, da. Putem, nu? Te rog. Paul. Da. Nu-ți place cum am gătit? De ce te strâng? Nu, sunt. Mă rog. La ce te gândeai? Nu să facă clătite, mă, la ce să gândeați? Da. Ești culme. Da, e bune. Exact ca la cum o ar face, mă duc la bunica mea acasă și spun, bunica, avem și mie o porție de clătite, așa cum le face ea. Mm-hmm. Exact așa, și culoare și gust nu sunt foarte, foarte dulci. Impresionant. Adică nu e ceva spectaculos așa, wow. E nu spectaculos? Ba, nu, sunt foarte gustoase, foarte bune, foarte... Ba da, e impecabil, normal, că altfel nu ziceam. Este preparat de Top Chef? Da. Tu, restaurantul tău, ai pregătit așa ceva? Dacă s-ar cere, de ce să nu? Greșit. De ce? Dacă s-ar cere... Cum adică așa ceva? Deci ăsta este un preparat pe care mama, bunica, soția ta îl pregătește acasă. Pentru voi am o provocare mai înaltă. L-ai spus și despre acest preparat. Păi e bună, l-ați aduce aminte așa de copilăria? Nu, unde... ai spus că e de Top Chef. Da. Am pornit prost de la început, frate. Nu știu ce, trebuia să-i zic că aveam atunci. Acum să fie aia plătite de Top Chef. Dar acum, dacă ar trebui să alegi, da, care preparat l-ai alege? Cel după geam sau ce? De pe ardei. De pe care geam? De pe care geam? Vrei de aici să râde de noi? Nu, Doamne ferește. Cum spune tu, geam? Și de acolo i-am enervat pe ei și eu sunt persoana aia, dacă mă distruge unul, adică mă ia așa... Cum să vă zic? Ba, olon, deci nu-mi găsesc cuvinte. Eu mă simt super nașpa, super nașpa, nu mai pot de nervi. De ce tremuri? Păi am puține emoții. Când te vezi în fața lor, te taie transpirațiile, toate cele. Eu nu mai pot. Deja sunt flashcă din cap până în picioare. Paul, te rog. Vrei adrenalină? Hai să-ți dăm adrenalină. Zi, ce ai aici? În afară ghicră, hai ca să se vede la un kilometru. Zi, ce ai? De gras. Poftim? De gras, un gră de ardei gras. Nu știți să identificați.